Salutări, prima am găsit la nou episod. După cum vedeți, sunt pe bluebar.ro, nu mai joc pe Orange, nu știu, nu-mi place. Pe acel server s-au strâns prea mulți navi și habar n-am, mai vreau să mai joc acolo. Acum da, salută și tu. Am fost prins pe contrasens de Dazzle și mi-a zis în felul următor, de stai puțin să vedem ce mi-a zis. Bun, deci vine un coace cu mașina, am luat pe contrasens, am două șomație, așa, și pe aceea îmi dau seama că, de fapt, coboară, a, clar, mi-a permisul. Bun, și că zi, ți-l iau, pe care are licențele, am 544, și că alege, bagi video pe YouTube sau ți-l iau. Bun, deci, și că salut de top, YouTube, bun. N-am mai filmat de ceva timp, vreau să urez la mulți ani tuturor persoanelor care poartă numele de Florin. Inclusiv eu mă numesc Florin, Raul Florin, da, în fine. Așa, vă mulțumesc foarte mult persoanelor care mi-ați urat la mulți ani și așa mai departe. Bun, văd că dați listă la ciuguleală. Ia să vedem. Și na, în fine. Așa, am văzut că sunt, a început deja să fac, de fapt, eventul în capul lui Siger a fost găsit. Trebuie a început să facă niște evente, poate o să mergem noi la un event. Am fost la un event cu baloane cu aer cald și a trebuit să sar prin balon și am sărit pe lângă, că am uitat să desfac parașuta. Și m-am enervat atât de tare că a fost decât 5 baloane și noi am fost 920 de player la event. Dar în fine. Așa, sperăm că o să mai facă niște eventuri. Duc mă duc. Ia să-mi până atunci, până fac până o să fac un admin un event. O să stăm cu ăsta cu Dazzle la permise. Așa, mi se mai întâmplă să am niște bug-uri vizuale. Și să vedem, mai am nevoie, sau fapt nu stai că am terminat raportul, deci nu am nevoie de nimica. Ne-am strâns 1646 de abonați, încă 4 abonați și o să trebuie să mă pun iarăși pe muncă, să fac filmul Paul Walker episod 3. Sau, nu ai chef, ne... Să vedem. Gata, vedeam că le-a păsta. Pe JMT. Oare? Gata, l-a luat. nu cred că o să se predea. Antsup. Deci n-am mai făcut, deci n-am mai fost polițai să mai iau permise de mult. Gata, i-a luat permisul. Și că nu a mers. Ești... Ești, man. O să mă duc să iau un F. O să... Wanted. Până o să fac admini ăștia Trebor, am văzut că doar Trebor se ocupă de eventuri în acest moment. O să merg să iau o mașină de poliție, nu știu, să fac niște robă sau ceva. Până acum am muncit la pizza să fac skill, deci am skill 4 din 6, nu prea muncit să fac bani mai din payday. Dar să vedem, poate o să iau și eu o casă. Doamne, ce dacă... Ia să le iau și pe ăsta, vei, na. Merge de văpădă. Văd că nu răspunde. În fine, să văpădă, lasă-mă să iau o mașină ceva. De la RVPD, hai să fă PD, în fine.
Am ședință. Ah, da, și noi aveam ședință la... De fapt, ședință peste 6 minute, dar... Fiind floriile și negativele, și pe negative îl cheamă Florin. Este ziua lui de nume. Să așa, așa, a zis, cu ocazia zilei de flori, ședința este amânată, vă doresc o duminică cât mai frumoasă. Bun, o să luăm și noi uniformul de poliție. Așa, oprim aici frumos. Așa, uitați și pe Rack că a intrat acum. Polițistul din episodul 2 din Paul Walker. Așa, să vedem, după ce o să termin cu Paul Walker episodul 3, o să vreau să fac și un alt film, nu numai Paul Walker. Așa, o să fac și o parodie, nu știu, o să mă gândesc să fac acum o parodie de Flori. Una șmecheră, habar n-am, mă gândesc eu. Așa. Uite, deci nici bine nu începui, că deja încep să tragă ăștia mine. Să vedem. Doamne, iartă-mă. Deci, nu mai sunt eu în DSPD. Este mai mult farmec când ești în DSPD, pentru că dacă te enervează cineva și mergi pe contrazis, poți să iei și permisul. Dacă ești național cu arc, nu poți să faci chiar mai nimic, adică, nu știu ce poți să-i faci, adică să faci control de rutină și cred că nici aia, da. Nici eu nu mai știu așa bine regulamentul. Nici n-am mai trecut la regulamentele astea, adică, na. Am 161 de zile în național guard. Bă, deci mă disperă copilul ăsta. Asta e așa că îi fac eu acum. Îi fac eu felul. Cu toate că mai nimic nu-i luai din HP-ul la mașină, dar în fine. Wanted, să vedem. Runner neconform ordine. Este Los Santos, vom merge după el. Ah, oh, clar. Clar, nu mai mergem după nimic, am spawn cu hange. Babar n-am, fraților, deci... Cristi. Nu mai, că deja l-ai foc, nu are rost să mai adaugă. Deci trebuie să sal, nu mai știu, să mai zic pe frecvență că filmez, habar n-am. Am ieșit pe frecvența 1300... Nu, 1000... Tomaș, cred, 1830, parcă. Cam așa. Nu mai știu, sau habar n-am, n-ai fost pe frecvența aia de mult și, na. Deci nu mai e ședință, nu știu ce, trebuie să ne luăm și noi salariu. Nu, mă, și nu vreau cine face de mine. Bun, să ai fenomen. Da? Vedeam ce... Cred că pentru video Seman salută și tu, eu... YouTuber. Așa de flori. Așa. Am și zis că o să fac un episod astăzi de flori, dar n-a văzut că am uitat să mai anunț acum. Dar în fine, o să încerc să fac o parodie, una foarte și mică, o să am nevoie de niște prieteni și să vedem, o să aleg un Florin. Așa. Dar în fine, nu o să trebuie să vă dau vouă detalii, pentru că vă dau idei și în fine, o să, ca să fie gen surpriză și na. Asta să vedem, deci Killer Lupur, Spawn Khan, merge. O să mă duc să-mi iau Infernusul. Și văd că, nu știu, nu mai face nimeni un event. Aș fi făcut eu un event, dar trebuie să anunț pe... Să vedem. Pe /k/w set frag 1830, dacă nu mă știu era. Bun. Salut, salut, să vedem dacă ne mai cunoaște cineva de pe aici. Pentru că n-am mai postat de mult și de asta zic că dacă ne mai cunoaște cineva. Așa, să vedem. Am văzut că liderul de la, așa, paramedic departament a ieșit, a intrat altul și am aplicat și n-am avut șanse în fața lui din câte am văzut, dar în fine, deja și-a început deja să se înjure pe frecvență, nici bine nu intrai și s-au avut cuvinte obscene.
Îmi trimite salut. Salut. Faci bine, filmezi tu. Să la filmă, Messi. Bun, deci va trebui să mergi, sau habar n-am, o să mă duc să fac niște stunturi pe aici prin Aventura, să uităm la și pe ei de 390k. Ar trebui să ne dea acum și salariu. Deși, nu știu, cred că negativ este la chef. Negativ. Da, deci nu este, oricum cred că este la chef. Deci am fost prima persoană care i-am zis la mulți ani, era ceasul 12 și un minut azi noapte, deci bă, care când am salut, de fapt, i-am urat la mulți ani, așa, am început tot să zică la mulți ani, deci a fost ceva gen, cum ar fi pe frecvență 1830, acel spawn, așa, deci mic a fost. Uite, martologul a vrea să intre mine. Bun, și uite aici, mi-a ieșit odată un stand, la întâmplare. Când dacă mai mergi și acum sar peste cele două clădiri și acum sar pe sub. Deci, mecher. Bun, fraților, și nu știu, abia am să filmez, de asta mai mă plimb pe server. Pe Orange, cum să vă spun eu, na, am făcut level 3, am făcut un caca 500, i-am dat banii lui Derev și mi-a dat 4 caca pe Blue. Pentru că nu se merită să joc pe Orange. Nu știu, am zis că o să încep o nouă viață, dar n-ai că să joc și pe Blue și pe Orange, nașpa, pentru că uite aici am cont foarte mare și nu știu. Dar tot am început să joc pe un server, pe un server și trebuie să și rămân. Adică nu. Pierd timpul pe două servere și asta este fai să fac. Așa și da, habar n-am, să vedem, poate, nu știu. Pentru că pe ăsta pe Orange nu am mașini și toate așa ca să filmez un film sau ceva și am sau rămân pe Blue și toate ăștia. Pentru că aici am și prieteni și na, pentru că mulți și-au făcut bagaje. Câți kilometri ai? 1837. Da, va să și trade, ăsta trade. Da mă, da, să crezi că o dau trade, aha, să iau țeapă. Odată ce am dat trade să văd kilometri, na. Să văd kilometri și schimbă mașinile, dai știu seama. Veni la mine să mă țapuiască, nebun. Du-te, frate, și cântă la altă masă. Ai, bă, dă-o în masă de treabă. Iar bubui și na. O să vedem. Mă gândesc că, nu știu, să fac noi serii de parodii sau... Pentru că... Nu prea am avut activitate și parodiile le fac într-o zi, le fac mai repede, nu ca filmul Paul Walker, episodul 2 l-am făcut într-o lună și ceva, deci am stat ceva la el, mai ales că nu prea am văzut așa, să vă spun eu, interes pentru el. Salut Bausane, salut Vasi, salută și tu, YouTuber-ul. Vasi este un YouTuber, care mi-a cerut să-i fac eu promovare și nu fac promovări. Și da, adică chiar nu vreau să fac promovări pentru că n-am nici 50 abonați și nu sunt mare eu YouTuber ca să fac promovări și altele. Pentru că mi se pare și niște prahaturi promovările astea, adică eu îți fac ție promovare și ce să fac, adică îți trimit niște abonați care nici măcar nu o să se uite la tine, adică na, îți iau bani degeaba. Toate cele. Adică, nu știu, mai bine, sau dacă ar fi să faci o promovare, nu știu, să-l bagi pe X cu tine într-un let's play, așa, să vorbești cu el, să chestii, să filmezi cu el alături de el și să-i pui canalul în descriere și la final să zici, sau la început să, n-ai, zici, vorbiți despre canal sau cu tare despre canalul lui, desigur, și toate cele. Dar, nu așa cum fac alții, că na. Salut YouTube, salut YouTube. Zici că, de unde n-am știut că filmă? De unde știi că filmează? Api este o fată de 16 ani. Din câte am auzit de la ea, nu știu dacă e băiat sau fată, dar de la ea atâta știu că este o fată de 16 ani, în fine.
Așa. Da, deci pe aici am puțin lag. De la vase. Eram sigur. Bun, și nu știu cât o să mai filmez, pentru că având în vedere că este ziua mea asta de nume, cred că o să mă duc să chefuiesc puțin. Opa, ce-ai făcut, mă, prietenul? Așa. Și nu știu, asta zic și eu pe serie. Salutați și voi. Nu filmez, salutați și voi filmez. Și na, în fine. Nu cred că... Ah, am salutat, salut. În fine. Și... Ce bună, mami, bună, tati. Așa. Să vedem, adică am văzut că chiar v-a plăcut, cum să vă spun eu, episodul de pe Orange. Adică, na, uite, deci pe frecvența asta s-a mai găsit și poponar de ăștia. Uite, dulău, muie YouTube, na. Ce se de ce fate la copii de ăștia? De asta am și ieșit de pe această frecvență. Exact cum a zis și Awake. Salut. Exact cum a zis și el la Awake, nu mai știu, deci el a făcut frecvența aceasta, nu el, celălalt. Zic că, dar ce ai făcut, mă nene, mă, ajung vedeta. Tu ești tu pe eu de pe YouTube, da, mane, în acest moment filmez. Mă mir și eu cum pot să filmez acum, ce că mare fan. Național, salută, YouTube-ul. Salut. Nu știu, și mie mi se pare așa că sunt puțin cam inactiv pe YouTube. Și filmele cam întârziază. Ce filmez? Fraps? Vreau pe YouTube. Deci vreau pe YouTube. Normal că o să ajung. Așa ca să rent OS688. Aceste, nu știu, videoclip este mai imprevizibil. Pardon, mai imprevizibil. Așa, scuzați-mă. Hai să o pun în termin. Bun. Uf. O să ai busem de aici. Așa, deci unde rămăsesem atunci? Cu... Vorbeam despre Awake atunci. Deci această frecvență a fost făcută de Zoatofa, bro. Așa, bro. Nu prea pot să pronunțe ori, dar înțelegeți voi care este faza. Și nu știu cum am dat și m-am uitat la un videoclip despre, de fapt, dealul Awake și zicea ceva gen, nu mai știu, am început să mai înjur pe rotația de pe frecvență și toate cele. Adică, na, am zis că o să fac și o parodie, dar asta e ce să fac, nu, n-am vrut pentru că sunt destui copii de așa de 8-9 ani care o să mă înjure și n-am chef să nu ia pe aceea toată rasa în pulă și toate cele. Cum fac? Ce să faci? Deci stai puțin. Eu când filmez cu Fraps, îmi filmează 30 secunde. Nu ai un Fraps bun. Bun, deci am avut bulan că am găsit acest Fraps care filmează 40 de minute sau chiar mai mult. Și nu știu, tot am filmat odată, n-am stat, adică eu l-am oprit personal. Așa. Cred că o filmează și mai mult dacă nu mă înșel. Tu de unde l-ai luat? De pe net. L-am pus pe media afară ca să nu-l pierd și pe stick. Și o să-l pun, nu știu, o să fac un videoclip sau o să-l pun, nu știu, să vedem, poate o să fac un videoclip cu acest Fraps, adică, cum să spun, un videoclip de 5 secunde în care puteți să-l știi de domnul Adas ca să-l aveți. Bun, ce versiune, nu știu, să mă uit, să mă... Și că credeam că o să l-ai găsit pe stradă. Văd că s-au terminat eventurile făcute de Trevor, a făcut decât unul cu, de fapt, un event cu baloane și încă unul cu decapitarea lui CJ, adică doi, în fine. Și... Habar n-am, cam atâta. A mai fost încă un event. Tot aici. Fetch făcut. Așa. Deci a fost, nu știu, într-o se află într-o clădire și nu știu ce. Și... Să ne numezi de primă puțin cu liftul. Majoritatea, de fapt, chiar cred că toți știu această... De fapt, această încăpere. Stai să vedem liftul.
Bun. Vom merge... era unul mai jos. Nu știu, nu dau seama. În fine. Văd că deja l-am pierdut pe colegul meu. Dar nu e nicio problemă, pentru că mie îmi place să merg mai singur. Așa. Și na. În fine, nu știu. Abar n-am, filmez acum ca să... nu știu, să nu... să ajung în frecvența. De fapt, această frecvență care, pe care sunt eu pe ea. Așa, este cu parolă de două cifre, dar na, în fine. Și na, fraților, cam atâta, nu știu ce să n-ai să mai filmez. Pentru că n-am ce, dar trebuie să, nu știu, să filmez un eveniment, un ceva. M-am apucat să filmez că mă luau la permisul. Deci, da, chiar colmează, na, să filmez să mă luau la permisul și... cam atât, fraților. Nu știu. Știu că nu v-a plăcut sau toate cele. Dar, na, mai vorbim, mai discutăm, mai auziți unele chestii de la mine, interesante, neinteresante și... uite că prinde și OSS. Să vedem câți bani am. 620kk. Am auzit ceva gen de la un player că, cum să vă spun, să mai fac giveaway-uri. Și dacă în acest episod tot n-am făcut mai nimic, adică să mă plimb și să mă frec de colo-colo ca un coin tocălare, o să fac un giveaway cu, de fapt, ca premiu o să fie 5kk. Așa. Și ce să vă dau vouă ca să câștigați? Adică ce să faceți ca să eu să vă aleg pe voi să câștigați? Deci v-am pus în episoadele anterioare, deci în giveaway-urile anterioare, într-unul să faceți versuri. Habar n-am, mă gândesc acum. Mă gândeam la un moment dat să vă pun să faceți și voi un mini clip, nu știu, ce facem cum fac eu din filmul date colțuri, dar este mai complicat. Și am zis că poate dacă o să mă las de Samp și nu știu, dar nu știu dacă o să mă las de Samp, de fapt de Samp, clar că nu o să mă las. Nu știu, sau cred că când o să fac GVI cu un cont, nu vă gândiți că o să fac GVI cu tupeu, pentru că e contul meu și nu o să fac niciodată. Așa și... 5kk, cui să dea eu 5kk? Adică, mă gândesc ce, să fac, de fapt, ce o să faceți voi. Nu știu, puneți un număr de la 1 la 50 sau nu, de la 1 la 100 sau habar n-am, nu știu, mă gândesc ce fel sau, pentru că la asta cu numărul poate să pune, nu știu, să pună cineva, să zicem că sunt 3 persoane la rând care pun același număr și cade acel număr și trebuie să dau la acel, de fapt, la cele 3 persoane 5kk și ies pe 5 ori, 5 ori 3, 15 și ies în minus 15 sau în fine. Nu, prieteni, m-am gândit mai bine și cel care, vă spun eu, deci cel care face cea mai frumoasă poză, așa cum o fie, nu știu, pusă picolo așa la munte sau ceva gen cam așa, să fie într-un drift sau habar n-am, deci să fie o poză frumoasă. Nu știu, deci să fie o poză frumoasă, abar n-am, cu ce o fie, nu știu, să vedem, deci o să vă dau așa temele ca să faceți poză. Paul Walker, deci să treacă o poză din Paul Walker, adică tot ceea ce cuprinde Paul Walker, mașini, drifturi, viteză, deci așa, Paul Walker. A doua, natură, una, de fapt, o poză pusă sau făcută lângă un copac, lângă un brad, la munte, unde o fi. Așa. Și prietenie, nu știu, o poză cu prietenii sau, da, cu prietenii, unde o fi, la un grătar, la un ceva. Așa, și cu toate florile. Dacă ați putea să faceți o poză lângă un grătar cu prietenii, o poză foarte șmecheră. Nu știu dacă ați găsit pe aici undeva grătar. Se poate în Las Venturas, unde sunt casele astea, stați puțin să vă arăt. Unde sunt casele astea pe aici, pe undeva pe sus. Mi-au aminte că erau pe aici pe undeva ar trebui să fie, dacă nu mă înșel. Uite pe aici pe undeva pe sus sau pe aici, la orașul ăsta. La o casă ar trebui să fie un grătar, că am făcut o misiune pe single player și mi-am aminte că era un grătar.
Bun, prieteni, și cam atâta. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu sunt Tupeu. Dacă vi se pare că vorbesc mai așa, mai, nu știu, tăiat la limbă, nu știu ce am făcut, cred că chiar sunt tăiat la limbă, în fine. Nu știu, vedem data viitoare. Și... da, deci v-am dat toate cele trei teme, deci să fie din Paul Walker o poză, nu neapărat din Paul Walker, să fie referitoare la Paul Walker, la așa. Natură, o poză natură, o poză cu prietenii, nu știu, la un grătar. Și ceva gen care va aduce un bonus, dacă ați putea să faceți o poză, nu știu, să semnifice florile, adică gen grătare, tâcă, care tot s-ar duce la prieteni, dar în fine. Eu am fost Tupeu, ca de obicei, și ne vedem și data viitoare. V-am salutat, pa, pa!